Tehnologic Dărmănești. Sunt diriginta copiilor de la clasa 10-a economic și aici ne aflăm la un mic atelier de decorațiuni pentru marea sărbătoare a Crăciunului și pentru târgul de Crăciun care se desfășoară în perioada 18-24 decembrie în centrul orașului Dărmănești. Iar copiii au pregătit și un mic concert de colinde. După cum observați, ei au făcut diverse decorațiuni specifice acestei mari sărbători. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Hai, Andreea, și tu nu vă vină și care. Să vă mulțumim.
Bună dimineața! Bine ați venit la Liceul Tehnologic Dărmănești! Astăzi vom vedea elevii liceului nostru care vor realiza diferite ornamente de Crăciun în laboratorul de chimie. Chiar am schimbat, cum spunea și doamna directoare, am schimbat firma din laboratorul de chimie, laboratorul lui Moș Crăciun. Alături de noi sunt copiii de liceu și de gimnaziu, care împreună cu două mămici ale copiilor noștri vor realiza măști, opincuțe, diferite ornamente de Crăciun, prin croșetare, prin împletire, prin coasere. Foarte frumos să-i vedem. Mulțumim că ați venit la noi și vă oferim imagini cu copiii noștri. Cu mare drag să-i vedem la lucru. Alături de noi se află mămica Elenie Bogasiu, Ana Maria, care realizează de ani buni ornamente de Crăciun prin croșetare. Foarte frumos. Brăduți. Avem acolo, da? Brăduți, da. Globuri. Minunat. Copiii vor să învețe de la doamna cum se realizează aceste ornamente de Crăciun. În laboratorul Moș Crăciun avem între noi pe doamna Cojocea Basilica, care la fel realizează măști, opincuțe. Ce ați mai realizat, doamnă? O chipie pentru dobușat, căciul pentru iroz, de trastea pentru... Deci la noi pe 25 e jianu, o ceapă da, de jien. Da, da, da. Și face soțul cartușiere. Vestuțe, da. Toată costumația. Da, toată costumația, da, 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 foarte frumos. Avem și băieții și copii. Și copiii învățăm și pe ei, acum facem noi, dar o să-i învățăm și pe ei să facă. Foarte frumos, pentru că aici aveți o zonă da, plină da, de tradiții da, da, și păcat da, să... Da, să caut astea. Să caut astea. Și măști. Cu două măști realizate de copiii de clasa 7-a. Au realizat două măști. Și acum realizează încă una. Aici, în atelierul lui Moș Crăciun. Costum popular realizat de doamna Cojocea și primit ca moștenire, a realizat și dumneavoastră, dar acesta este moștenire, costum popular de 100 de ani. Doamna realizează și dumneavoastră, dar acesta este moștenire de la bunici, străbunici, la bunici. E păstrat din generație în generație. În generație. Foarte frumos. Familia Cojocea este o păstrătoare de tradiții în Dărmănești. Minunat. Elevii de la liceul nostru s-au gândit să adune din hăinuțele lor bune și din jucării și din călțeri să dăruim copiilor nevoiași de la noi, din localitatea noastră. Și eu sunt aici cu elevii clasei a 4-a B
care au răspuns chemării noastre cu mare drag și au adus tot ce au crezut ei că le trebuie altor copii. Și aici am sortat, am așezat în cutii pe vârstele copiilor, pe sex, fete băieței, le-am pus și jucării pentru că sunt pentru copiii mai mici. Și cu mare drag, dacă vedeți, sunt niște furnicuțe harnice care adună și, da, și sabinuțe, furnicuțe îi putem considera și sunt atât de mândri, să știți, sunt atât de mândri și atât de bucuroși că pot ca să ajute. Și acum, odată cu venirea lui Moș Crăciun, după cum vedeți, și noi suntem micii Moș Crăciun, Crăciunițe și micii Moș Crăciun, care dăruim cu drag, se vede în jurul nostru câte lucruri și câte cutiuțe am putut să facem și abia așteptăm ca să le dăruim altor copii de aceeași vârstă sau de vârstă mai mică decât noi. Foarte și frumos. Eu le mulțumesc din tot sufletul pentru că au răspuns chemării noastre. Și le dorim ca și pe viitor să fie la fel de harnici, la fel de datnici, așa cum au fost și anul acesta. Avem și... Și așa, și nu numai copiii mici au făcut această acțiune, ci și copiii de generală și copiii de liceu au răspuns chemării noastre și au adunat, după cum se vede, multe lucruri. Am făcut multe cutii cu lucruri frumoase, lucruri folositoare, pentru semenii noștri și sperăm ca și aceste lucruri adunate de ei să le folosească altor copii. Și noi le mulțumim încă o dată pentru gestul pe care l-au făcut și încă o dată le urez și în continuare să fie la fel de darnici și să nu-i uite pe cei care au nevoie de noi. Foarte frumos, vă urez sărbători fericite! Mulțumim tare mult! Și vă mai așteptăm pe la noi, dar să știți că asemenea acte de caritate noi nu numai acum cu această ocazie am făcut, ci am mai făcut chiar și cu familii nevoiașe, am adunat multe, chiar și alimente și haine și am mers la familii și le-am dăruit cu drag și le-am ajutat. Țin minte că ne-am dus tot cu acești copii mici, am mers la o familie nevoiașă și acum într-o zi m-a oprit pe drum una din ele și mi-a zis: Doamna Învățătoare, știți că și în clipa de față mai avem din alimentele pe care mi le-ați adus. Și mă bucur tare mult și încerc pe cât pot să-i fac ca și pe viitor să fie la fel de darne și să răspundă și să ajute nu numai cu alimente, ci și cu munca, să ajute familiile care sunt mai neputincioase. Este foarte important. Da, da. Felicitări. Da, mulțumesc tare mult. Să vedem și pachetele. Și îmi pare bine că și elevii de liceu continuă munca începută de noi. Și doresc pe viitor și când sunt la casele lor să nu-i uite pe cei de lângă ei care au nevoie de ei, să-i ajute nu numai material, ci și cu munca și ajutorul în gospodărie familiile care au nevoie. Și mă bucur tare mult că au răspuns, să știți dumneavoastră, că nu numai grupul care îl avem aici, și toate clasele, toți elevii din liceul nostru au răspuns cu drag acestei acțiuni pe care am făcut-o. Foarte frumos. Dorim din toată inima tuturor locuitorilor din orașul Dărmănești Crăciun fericit! Bună ziua și bine ați venit în mijlocul nostru. Clasa a 3-a A, împreună cu cei de la clasa a 4-a A, vor face mici lucrușoare pentru târgul nostru de Crăciun. Iar cei de la clasa a 4-a vă vor arăta și un dans pe care îl vom prezenta mica noastră serbare. Am încercat să lucrăm pe grupe, unii au de finisat câte ceva, unii au de lipit, de decupat, de tăiat. Sperăm să vă placă! Mulțumim! Și mai ales îmi plac cu Moș Crăciun. Da! Și sperăm să vină Moșul, că noi suntem copii cu minți. La așa copii harnici și cu minți, cu siguranță cu minți, vine Moșul. Învățăm, da. Venim la școală zilnic. Bravo! Copiii sunt pregătiți, da? Da! Acum este o repetiție, da? O repetiție, da.
începe frumos. Uite. Să vedem aici ce se lucrează. Calificarea tehnician operator, tehnică de calcul și copiii de la clasele mai mici, clasele a 7-a, a 5-a, care vor și ei să deprindă aceste meșteșuguri. Deși sunt mai mult băieți în aceste clase și ei sunt sensibili, fetele se simt acum puțin neglijate. Nu, sunt și fete care sunt pasionate de tehnica de calcul. Ei au confecționat decorațiuni de Crăciun de diverse feluri. De asemenea, au și pregătit cadouri pe care le-ați văzut la un alt laborator. Au fost foarte implicați în această activitate. Alături le-au fost doamnele profesoare, doamnele diriginte, domnii diriginți. Crăciunul e ceva deosebit pentru toți. Mulțumesc!
blocurile acestea deosebite au fost realizate de băieții de la calificarea mecanice auto. Foarte interesant și foarte frumoase. Tehnica au venit deosebită, da. Un efort deosebit. Tot aici avem și desene și vedeți că avem o domnișoară care pictează o lipoană. Odată cu deschiderea târgului de Crăciun vom avea și o expoziție de pictură. Foarte mulți copii din școala noastră vin la un cerc de pictură organizat în colaborare cu Școala Populară de Artă și Primăria și își vor expune lucrările la deschiderea târgului de Crăciun alături de profesorilor de la Școala Populară de Artă, respectiv doamna Dorina Blănaru, domnul Ioan Mărica, care sunt artiști consacrați în Arta Naivă. Laboratorul de turism de la Liceul Tehnologic Dărmănești. Aici avem copii de la clasele cu calificarea tehnician în turism, care se pregătesc de asemenea să întâmpine Crăciunul. Și sunt alături cu doamna maestru Răuță, care le-a îndrumat pe domnișoarele de la turism în realizarea unor preparate deosebite. Deci, turtă dulce, prăjituri cu steluțe, cozonaci, fursecuri, toate bunătățile. Această calificare este ceva mai nouă în liceul nostru. Noi am obținut acreditarea în acest an pe această calificare. Zic eu că e ceva de viitor. Primăria și locuitorii orașului speră în relansarea orașului prin turism. Sărbătorile de iarnă ne oferă acest fericit prilej să arătăm celor din jur minunatele obiceiuri și tradiții din localitatea noastră. Mulțumim! Acum să vedem ce fac fetele. Crăciun fericit și dulce!
Ioana și bine ați venit la școala gimnazială numărul 2 Dărmănești. Elevii școlii noastre, împreună cu gradele didactice și cu un colectiv de părinți ai elevilor, au salutat inițiativa primăriei Dărmănești pentru realizarea unui târg de Crăciun în săptămâna premergătoare acestei mari sărbători sfinte. Pentru că domnul primar ne-a inițiat în ceea ce avem de făcut și programul a fost stabilit pentru fiecare din cele 5 zile ale târgului de Crăciun, copiii școlii noastre s-au mobilizat și s-au pregătit pentru această mare sărbătoare. Am dorit să începem cu acest atelier, pentru că mi se pare atelierul organizat în spiritul Crăciunului. Este vorba de cadourile de Crăciun. Majoritatea elevilor școlii noastre, în principal elevii cu posibilități materiale, au donat cadouri, jucării, haine, rechizite, pe care, după cum vedeți aici de față, elevii le împachetează frumos și le vor dărui unor copii cu posibilități materiale reduse. Deci ei vor fi Moș Crăciunii copiilor ajutați de familiile lor, din motive bine întemeiate. După cum vedeți, elevii împachetează aceste daruri, care vor fi donate acestea. Mulțumesc! Ea lucrează astăzi în grupuri de câte 4 pe ateliere și pregătim ornamente pentru Casa Moșului ce va fi amenajată acolo în fața primăriei începând din 18 decembrie. Vă invităm să urmăriți cum lucrează, cum cooperează și cum vom finaliza aceste ornamente de Crăciun. Grupul de colindători al claselor primare vor interpreta câteva colinde și îl așteaptă pe moșul în seara de Moș Ajun. Vă rugăm să ne urmăriți!
Ateliere, iar în această sală de clasă avem atelierul cadourilor pe care trebuie să le pregătim pentru târgul de Crăciun din centrul Dărmănești. Copiii au adus voluntar foarte multe jucării, dar și haine. Noi am făcut deja mare parte din muncă, am împachetat și o să ne vedeți pachetele frumoase și acum am ajuns să împachetăm și jucăriile. Vă mulțumesc! Thank you.
atelier. La atelierul de creație al elevilor de la școala Plop. Astăzi, împreună cu elevi de clasa a 7-a și a 8-a și bineînțeles și cu cei de la clasa a 4-a, vom pregăti ornamente pentru brăduțului moș Crăciun, felicitări, globulețe de hârtie și brăduți. Ia să vedem ce fac copiii noștri. Ce pregătim aici? Împreună cu domnișoara profesoară de limba engleză, au făcut renii Moș Crăciun. Face, magazele pe post de năsuc, asta facem, avem șabloane, hârtie colorată, pui de cupăm, îi lipim și ne facem fetele zâmbitoare. Și apoi îi mai decorăm, desigur, fiecare cum dorește și eu. Minunat! Bineînțeles, sunt numai venii lui Moș Crăciun și felicitările! Și felicitările pentru, pentru cei dragi! Cu câteva gânduri bune pentru aceste sărbători, cu bucurie, cu liniște, cu lumină și cu multă sănătate. Domnișoara învățătoare, ce faceți dumneavoastră acolo? Copiii dumneavoastră de clasa a 4-a. Noi facem niște steluțe de hârtie în format 3D. Decupăm, lipim fulgi și ne pregătim la cubărâți. Doamna învățătoare, ce faceți dumneavoastră? Noi am refolosit lucrurile de hârtie genică și am realizat niște ornamente de brăduț în formă de Moș Crăciun și acum confecționăm niște steluțe tot pentru copii. Puneți-le acolo să se vadă. Puneți-le acolo să se vadă, nu? Pentru că sunt realizate astăzi de dumneavoastră. De copii dumneavoastră. De copii, specificăm. Bineînțeles. Da. De dumneavoastră în atelierul dumneavoastră. Permiteți-mă așa și eu să-mi continui. Vă rog. Să-mi continui treaba. Ceea ce vreau să mai filmați dumneavoastră sunt două picturi pe care noi astăzi le avem în clasă la noi. Un artist plastic în devenire. O fetiță de clasa a 3-a. Fetița doamnei directoare. Și acolo. Ei, ia uitați-vă ce avem noi astăzi. Am adus doar cele specifice sărbătorii de Crăciun. Foarte frumos. Foarte. Că avem foarte multe desene. Foarte multe picturi. Așa cum acolo avem o colecție de brăduți. Zilele acestea, toată lumea este în febra pregătirii târgului de Crăciun. O idee foarte bună și foarte frumoasă cu târgul de Crăciun. Sperăm totul să fie bine pregătit până atunci. Noi, între timp, muncim de zor. Suntem atelier de pictură, desen și creație. Am executat globuri, felicitări de Crăciun, om de zăpadă,
Moș Crăciun și măști pentru anul nou. La măști se lucrează acum. Da, să vedem ce lucrează copiii. Și dorințele, nu? Ceea ce vrem de la moșul. Da. Felicitări executate din șervețele. Materialul de dulciuri, prăjituri, plăcinte, păitaje, am făcut și dulcează și este creația copiilor noștri. Ce aveți acolo? Aici tot creația noastră, a clasei a cincea, da. Un șemineu, am văzut noi pe internet și am zis că trebuie să facem obligatoriu la noi toată. A venit și moșul și avem și lemne cu foc. Să ne încălzim? Da. Ca să putem servi dulciurile, nu? Da. Foarte frumos. Și am o jurul și ne ducem la MasterChef. Da. Da? Așa, să vedem ce pregătim aici. Pornim. Se cheamă Rotterdam. Da. Încheiem. Te rog să iei. Și eu. Acum ar mai dau ceva. Imediat. Acum ajunge la tine pe lângă tăvei. La tăvei. Acum și Să vedem dacă...